Bucătarii de la Singapore Airlines, cea mai bună linie aeriană din lume, gătesc 50.000 de porții de mâncare pe zi. Sigur, mâncarea din avion de pe cursele noastre care pleacă din România se cam uită cu o față tristă la tine din platou. Și nici gustul ăla de carton ud parcă nu e ce trebuie de multe ori. Dar trebuie să știi că în bucătăriile firmelor de catering care aprovizionează avioanele e ca în laboratoarele NASA. Nu vezi o pată și nimeni nu riscă, fiindcă toxinfecția alimentară la 10.000 de metri nu e o activitate pe care să-și o dorească cineva. Iar aici vorbim despre Singapore Airlines, cea mai bună linie aeriană din lume, care alocă 500 de milioane de dolari anual pentru mâncarea pasagerilor. 7.000 de omlete sunt gătite zilnic, e o producție continuă pentru aproximativ 20 de milioane de pasageri. De la omlete, la cozi de homar, orez, fripturi de vită, totul se pregătește ceas, pentru că mâncarea trebuie livrată la aeronave după un program strict. Și să vă explic care e treaba cu gustul. În anumite aeronave, din cauza presiunii cabinei și a lipsei de umiditate, papilele gustative își cam pierd o treime din sensibilitate. De-aia simți că omleta aia are gust de burete. Dar Singapore Airlines are avioane noi și șmechere, a căror presiune a cabinei și umiditate sunt adaptate astfel încât să ai senzația că iei cina la restaurant. Plus că nu servezi toate prăjirile și gătesc rapid mâncarea. E, până ajungem noi la nivelul ăsta, mai durează. Că parcă al gustare, domne, un sandwich de 50 de lei din aeroportul Otopeni.